La Muzeul de Științe ale Naturii Suceava se va desfășura vineri, 22 martie, Ziua Internațională a Apei. Evenimentul are ca temă să învățăm să prețuim apa, cea mai importantă resursă a planetei. Pe data de 22 decembrie, la Rio de Janeiro, s-a stabilit în cadrul Conferinței pentru Mediu și Dezvoltarea Națiunilor Unite ca în ziua de 22 martie să fie sărbătorită Ziua Mondială a Apei ca un semnal de alarmă cu privire la cât de periculoasă poate fi poluarea apei pentru ecosisteme și pentru viață. În acest an se atrage atenția asupra absenței apei în anumite zone ale lumii, punându-se în pericol viața atât a oamenilor cât și a plantelor și animalelor. Organizatorii așteaptă publicul să învețe împreună despre apă și metode de economisire a apei. Informații suplimentare și programări se fac la Muzeul de Științe ale Naturii.